8 sportivi de la CSM Media și-au participat la Festivalul Internațional de Șah Satu Mare. Competiția, care a ajuns la ediția 11-a, a avut loc între 15 și 18 august și a reunit la start 109 jucători din țară și străinătate. Maria Mihăilă și Andra Horhat au urcat pe podium atât la clasic cât și la blitz. David Sechei a fost primul la categoria sa de vârstă la blitz, Sebastian Manta a ocupat poziția a treia la blitz, iar Andrei Laze, Darin Stere, Vladimir Blaga și Laurențiu Blaj s-au clasat pe podium atât la șah clasic cât și la blitz. Am avut două fete pe Mihăilă, Maria și Horhat Andra. Rezultatul lui Maria a fost de ocuparea locului 2 atât la turneul de șah clasic, cât și la blitz la fete 12 ani. Andra a reușit de asemenea un rezultat excelent, loc 2 la fete 16 ani, atât la blitz cât și la clasic. La 16 ani am mai avut ca reprezentant pe Sekeli David, care a reușit performanța de a ocupa locul întâi la blitz, băieți 16 ani. La clase care a reușit o performanță de plus 100 de puncte la eloiată, un rezultat excelent care ne dă speranță pentru următoarea competiție. De asemenea, la 10 ani l-am avut pe Manta Sebastian, care a reușit locul 3 la blitz 10 ani și locul 4 la clasic. Blaj Laurențiu, locul întâi la blitz 12 ani pe locul 3 la clasic. La 8 ani am avut 3 sportivi, Blaga Vladimir, care a ocupat locul 1 la blitz și locul 3 la 8 ani, clasic. Laze Andrei, locul 2 la blitz și locul 1 la clasic și de asemenea a ocupat locul 3 la subcategoria de sub 1400 euro. Iar Darin Stere a reușit locul 2 la 8 ani și loc 3 la blitz 8 ani. Iată rezultate la o competiție foarte grea, unde au participat peste 100 de sportivi. Să mai menționăm că toți sportivii și cei de 8 ani și cei de 16 au participat la o singură competiție unde s-au întâlnit cu seniori de toate vârstele.